DN2. Pe porțiunea Iacobești-Siret a fost închis din cauza zăpezii aduse de pe câmp pe carosabil, dar și a vizibilității foarte reduse. Mai multe mașini au ajuns în șanțuri, iar altele au rămas blocate în coloane care se întindeau pe kilometri întregi. Vizibilitatea a fost căzută, șoferii înaintând cu greu. Vineri a fost închis temporar și tronsonul de drum național DN17A Bălcăuți-Dornești. Aici mai multe mașini au ajuns în șanț tot din cauza viscolului și peste 200 de persoane au fost blocate în trafic. La Grănicești și în zona Ratoș, vântul bătea cu atâta putere că de-abia te puteai ține pe picioare. La Ratoș, 3 mașini au ajuns în șanț, iar un tir s-a răsturnat pe carosabil, blocând astfel circulația în ambele sensuri. Viscolește, contractele au expirat de zăpezire și n-are cine face treaba, asta este. Așteptăm în coloană, am văzut că e un echipaj de poliție, probabil vor decongestiona, nu știu, sperăm să plecăm mai departe. Cum se circulă? Da. Cum se circulă? Facem da, sol! De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare cod galben de precipitații valabilă în intervalul 6 aprilie ora 15, 7 aprilie ora 20. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat în regiunile estice și sud-estice vor fi precipitații sub formă de ploaie și trecător lapoviță sau nisoare, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de peste 50-60 de km pe oră. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat, iar în județele Galați, Brăila, Tulcea și Constanța pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. În zona Carpaților Oriental și Meridional va ninge. Se va depune strat nou de zăpadă și vor fi intervale în care ninsoarea va fi viscolită.